Dacă primarul Ion Lungu a declarat că 2011 a fost anul cel mai bun pentru primăria Suceava, președintele organizației municipale a PSD, Ovidiu Donțu, este de părere că 2011 a fost anul în care s-a furat cel mai mult din contractele derulate de primărie. Donțu a prezentat în acest sens date ale Institutului de Politici Publice. În acest raport, acest institut prezintă faptul că municipiul Suceava este locul întâi pe țară în ceea ce înseamnă kilometru de drum reabilitat în municipiul Suceava. Și se dau și cifre aici, 3.471.000 de lei noi per kilometru. Asta înseamnă că un kilometru de drum în municipiul Suceava costă 860.000 de euro. La o treime, sub o treime din acest preț, municipiul Iași face kilometru de drum cu 1.020.000 de lei per kilometru. Donțu a mai adăugat că asfaltările la artera principală a municipiului reședință de județ au fost făcute de firma fără experiență în domeniu, iar acesta nu este singurul capitol la care se pot da exemple de prețuri triplate. Salubritatea se face în municipiul Suceava la un preț triplu. Dezăpezirile se fac la niște sume imense și de proastă calitate. Pavelele în municipiul Suceava se montează la preț triplu. De la termică au dispărut 700 de miliarde de lei și societatea de termoficare este într-un faliment iminent. Față de această situație, ne surprinde aroganța cu care primarul Ion Lungu spune prin mass media că votul dat de consilierii locali PSD la bugetul pe acest an a fost unul politic. Domnule primar, bugetul pe care l-ați supus aprobării este un buget care accentuează risipa banului public, o transformă în hoție. Este un buget prăfuit și este un buget peticit făcut pe genunchi. Socialdemocratul i-a mai transmis primarului Lungu că nu le poate cere consilierilor opoziției să fie părtași la risipa banului public.